Ai mulțumesc, părinți, stimată doamnă Cornășiu, dragilor și frați din Biserica Sfântul Silvestru și oaspeți ai bisericii noastre. Iată că, în sfârșit, a venit seara cea sfântă când părintele se cântă, nu? Seara de Sfântul Nicolae, când începem să presimțim bucuria Crăciunului și să ne aplecăm asupra miracolului Întrupării. Și ce alt eveniment putea fi mai potrivit pentru acest început de numărătoare inversă spre sărbătoarea nașterii Domnului decât comemorarea părintelui Nicolae, care a urmat exemplar lui Hristos și ne-a ajutat și pe noi să pășim pe cale. Se împlinește un an de când părintele Nicolae trăiește într-un tainic în mințile și în sufletele noastre. Îi simțim prezența în Duh, în Biserica Sfântul Silvestru, acest loc binecuvântat, care pe mine cel puțin mă însoțește în chip tainic și minunat, chiar și atunci când viața mă poartă departe, chiar la antipozi, de petrec jumătate de an. Cu nepoatele mele pe care le-a botezat părintele Nicolae, trebuie să spun acest lucru. Azi dimineață, la liturghie, părintele Diacon Mihai și Chia predica îndemnându-ne să ne rugăm Sfântului Nicolae, acest Sfânt care ne însoțește viața în copilărie, să-L roage pe Bunul Dumnezeu să ne dea și nouă harisma bunătății. Și m-am gândit atunci cât de bine se potrivește această rugăciune către Sfântul Nicolae cu evenimentul comemorativ din această seară. Căci noi am avut și continuăm să avem în Părintele nostru un reper al bunătății, al iubirii de mamă. Gândul acesta m-a dus mai departe la cuvintele Părintele Rafael Noica, care ne-a trecea atenția într-o conferință că mi este deloc ușor să împlinești porunca iubirii aproapelui, dar e chiar foarte greu. Și toți cei care am încercat știm că nu este ușor, cum nici să fii bun nu vine de la sine. Și totuși, pentru părintele Nicolae era un lucru firesc. Era ușor, era normal. Bunătatea era pe chipul lui și în toată ființa lui. Și tocmai de aceea, părintele Nicolae ne vine în ajutor. Nu numai cu învățăturile pe care ni le-a dăruit și pe care le purtăm în continuare în suflet și în minte, ci mai ales cu toată ființa sa, ființă care iradia bunătate, pace, generozitate și iubire, un echilibru extraordinar, astfel că în prezența lui, indiferent de vârsta noastră, deveneam niște copii. În modesta mea contribuție la volumul din memoria, care se lasează în această seară, am scris despre felul în care părintele ne-a învățat că suferința și crucea sunt, de fapt, daruri menite să ne facă mai înțelepți și mai buni. Pentru că părintele Nicolae știa să te învețe ca nimeni altul să primești crucea și să găsești în tine forța să o duci cu seninătate. Era înainte de toate, însă, exemplul său personal al preotului care, urmându-l pe Hristos, a învins suferința din regimul comunist sau din răutățile și nedreptățile vremurilor ulterioare, fiindu-ne tuturor pildă și dască. Nimic nu este poate mai potrivit pentru a-l comemora pe părintele Nicolae decât o carte. Să-i dăruim și noi o carte, cum și el ne-a dăruit nouă atâtea cărți de folos, pline de miez, de învățături, de informații pe care le-am dat să se află în altă parte, de mărturii ale părintelui. Răsfoind mărturiile adunate în volumul în memoria, m-a emoționat faptul că exercițiul scrisului pentru acest modest omagiu a scos din fiecare din noi ce avea mai bun și mai frumos. În rânduri minunate scrise de cei care îi veți regăsi în aceste pagini. Să-i mulțumim, deci, doamnei Bordașiu și să-i mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestui volum pentru că ne-au oferit acest prilej și pentru că ne doresc o carte pe care va deschide o nouă cale spre înțelegerea mai profundă a personalității părintelui Nicolae, îndemnându-ne la un nou și necesar exercițiu de meditație. Și să le mulțumim și realizatorilor materialului video pe care îl vom vedea și care, știu bine, ne va aduce chipul și glasul părintelui, în dar de Sfântul Nicolae. Iar eu vă mulțumesc tuturor pentru că mi-ați îngăduit să împărtășesc aceste gânduri, bucurându-mă că vom parcurge împreună calea lunată către sărbătoarea nașterii Domnului, călăuziți, desigur, tu, de Părintele nostru, Nicolae.